Ca lacrima de dor a unei dragi femei, scrie împărătește pe obrazul ei. Colegii de breaslă care au fost uh, și s-au uh, întâlnit cu Igor Dodon. Aveți grijă pentru cine? Vă vindeți. Și de ce vă vindeți? Dar cum e să știi că soțul te înșală și uh, tu să ierți asta? De ce să dau un bărbat bun al altei femei? De ce? Nu a fost singurul avort la care ai recurs? Mi-am văzut cum îmi pune copilul în borcan. Tu ai ambiții politice? Am fost invitată în diferite partide. Ne vorbește atât de dur la desa lui Igor Dodon. Acest culoc, evident că va veni la putere. Ai avut gânduri de sinucidere? Am avut de mai multe ori. Nu era nimeni lângă mine. Mă strigam, tata, 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 te iubesc, tata, iartă-mă, te -luc. Și în momentul acela, așa dat sufletul. Și a murit în brațele mele. Prieteni, astăzi discutăm cu interpreta Victoria Lungo. Victoria, salutare! Te salut și eu! Mulțumesc tare mult că ai acceptat să discutăm într-un asemenea format. În ultima perioadă, foarte mult se discută despre tine. Cumva, de-a lungul carierei s-a discutat mult despre tine, dar acum nu doar despre muzică. Inclusiv despre live-urile pe care le faci și unul dintre ultimele live-uri, peste tot ești întrebată de, despre asta, dar este evident, sute de mii de vizualizări mii de comentarii, mii de distribuiri uh, despre colegii de breaslă care au fost uh, și s-au uh, întâlnit cu Igor Dodon. Ei bine, unii știau, alții probabil nu știau. De ce ai decis public să ieși și cumva să critici uh, modul în care s-a întâmplat acel eveniment? O să te corectez de start. Nu am criticat pe nimeni. Este un lucru pe care fiecare artist care este în această țară trebuie să îl spună dacă crede într-un fel. Dacă ești laș, stai acasă pe cuptor, aștepți alte le alegeri, vii, ai lua banul, ai mers mai departe, pentru că așa este, odată la patru ani vin alegerile, noi adunăm banii, ne îmbogățim un pic, apoi mergem mai departe. Despre acest proiect am știut și eu, am și mesajul pe care pot să-ți-l arăt m-a sunat, am vorbit cu doamna în cauză, am zis nu merg și după aia s-a început nebunia. Am văzut. Deci Angela Sârbu de la Aquarel ți-a scris mesaj să te invite în acest proiect. Da. Eu am sunat-o, m-a rugat să o sun, am sunat-o, am vorbit cu ea, am dat câteva întrebări, au zis că o să revină cineva, evident că nu s-a revenit, pentru că era de știut, cred, Uh, cum gândesc eu și ce îmi doresc. Uh, am zis în acele live foarte multe, nu cred că trebuie să mai repet, dar un singur lucru, mie mi se pare că atunci când tu ești artist, trebuie să citești. Eu mă trezesc dimineața și citesc. În primul rând rugăciunea, după aia mai citesc ceva ce se face în țara asta, după aia mai citesc ceva pentru copilul meu ca să știu cu ce se ocupă, după aia citesc niște cărți, după aia citesc psihologie, ceva fac, da? Exact același lucru avem noi cu toții o răspundere în fața noastră a copiilor. Că tu când mergi undeva, tu trebuie să citești, să te documentezi. Când oamenii mă sună din colegii mei și îmi spun, eu nu am știut de acest proiect, eu nu am știut a cui este. Oameni buni, noi trăim în Republica Moldova, în țara în care tu trebuie să știi ce se întâmplă care este mersul nostru unde bate vântul noi suntem cei care suntem vocea poporului noi suntem lideri de opinie noi suntem cei care mergem în concerte și niciun politician nu vine în scenă ca să spună ceva până nu vine un artist și noi artiștii avem puterea asta de a spune, de a măguli oamenii de a le cânta de suflet vreau de să înțeleg de problema care pentru că de-a lungul timpului artiștii din Republica Moldova au cântat pentru politicieni și pentru partide politice. Ce este diferit aici? Aici este diferit pentru că atunci când a fost acele alegeri, acum patru ani de zile, toată lumea știe că tovaroșul nu trebuia să fie la putere. Eu nu am dat votul și cu cine nu a vorbit, nimeni nu a dat votul pentru el. Adică nu este președintele meu. Eu nu am nicio treabă cu el. Atunci tu, dacă tu reprezinți această țară și dacă tu știi că în, câteva săptămâni se începe alegerile și dacă tu ai o demnitate pentru că oamenii aceștia vin la concertele tale, îți dau bani de buzunarul lor ca tu să ai bani în schimb, da? Pentru că noi de unde trăim? Noi trăim din cântece ca să facem alte cântece, nu? Și atunci tu trebuie să știi să fii responsabil. Dacă ți îți place de Dodon și tu ai dat votul pentru el, mergi și cântă. Dar dacă tu nu ai făcut acest lucru și tu îmi spui mie că eu fac ceea ce vreau în țara asta, pe mine nu mă interesează cine vine la putere, eu trebuie să trăiesc. Atunci, mie mi se pare că noi suntem niște trădători de neam, de țară. Păi, dar mereu s-a făcut așa. S-a cântat pentru Plahotniuc, s-a cântat pentru. Nu, s-a cântat Voronin. pentru Plahotniuc. Haideți să luăm o chestie. Plahotniuc nu a fost președinte de țară, s-a cântat pentru Voroni pentru că a fost. Toată lumea spunea, am cântat pentru Comuniști. Nu am cântat eu pentru Comuniști. Uite, nu am cântat. Am cântat cu, în alegeri și nu în alegeri, dar am cântat la hramul satului, la multe hramuri în țara asta care deține Partidul Democrat. Sunt practic toți primarii de, din partide. În momentul când mă suna cineva, eu întrebam, de la ce partid sunteți? De la ce portid sunteți? Înțelegeți? A, păi nu, eu sunt independent. De multe ori veneam în sat ca să văd că acolo vine cineva din partid. Păi și de câte ori te-ai întors și ai plecat acasă? Uh, nu m-am întors să plec acasă, uh, am ieșit din scenă, oamenii și au ținut discursul. Eu am ieșit și am zis, dragii mei, eu am fost invitată de primar. Eu am venit să vă cânt pentru că eu nu am nicio legătură cu acest partid care a venit la, acest. dar nu am câta niciodată cu socialiști. Asta vă spun. Dar vreau să înțeleg aici: iată am vorbit cu câțiva dintre interpreții care au fost la acel eveniment și i-au zis că efectiv nu știau că trebuie să vină Igor Dodon. Problema a început anume de la acele poze și video cu chiuială și tot așa. Admiți că acest lucru este adevărat? Efectiv nu au fost informați? Eu sunt sigură că toată lumea a știut. În momentul când tu porți între cocul iubesc Moldova, tu ești băiat deștept, nu? știa cu este acest site și acest produs și tot ce, ce se face. Acum patru ani de zile, o trupă pe care o cunoști tu, vorbitor de limba rusă, mai mulți, la fel au făcut Iubesc Moldova cu Hai, Moldova mea și nu știu ce. Adică se știa. Eu cred că normal oamenii vă spun încă un lucru. Artiștii nu s-au gândit că va avea o așa întorsătură toată această poză ei s-au gândit că au venit, au făcut ceva pentru Moldova, au făcut un videoclip frumos, s-a cântat ceva foarte frumos. Mare treabă dacă a venit Dodon de la sanatoriu și a dat mâna și a transmis virusul. Mare treabă că a dat, nu a stat în izolare. Mare treabă că a dat um, peste cap um, Gândurile și problemele oamenilor atunci când oamenii stau în casă, nu ies în nicăieri, veninte peste cotare stau 14 zile în casă, și dacă o femeie merge la magazin și cumpără ceva, atunci ei se pune amendă de 22.000 de lei. Uite că lui nu i s-a pus. Pe mine Care asta m-a deranjat. Că era pandemie. Era pandemie, că a venit omul de peste cotare nu a stat în autoizolare, că a venit fără mască, că a dat mâna cu toată lumea. Nimeni nu s-a ridicat în momentul acela să spună uh, uh, domnul Tovarăș. Că altfel nu pot să-i zic. Dar dumneavoastră, de ce nu purtați mască? Dumneavoastră, de ce dați mâna cu noi? Că nu știu unde ai fost. Noi doar nu știm unde ați fost. De ce nu stați în autoizolare? De ce nimeni nu a întrebat? De ce toată lumea se pe el, la a pupat de parcă e tătul ca Lenin? Care ar fi fost reacția ta dacă era Reacția mea, în primul rând, dacă eu veneam atât de proastă, informată și nu știam că iubesc Moldova, dar eu sunt fată citită. Nu vreau să jignesc acum pe nimeni din colegii mei, poate într-adevăr, unde nu, nu cunosc, dar eu una mă ridicam de la masă sau primul lucru îl întrebam: dar de ce nu stați în autoizolare? De ce nu purtați mască? De ce ne-ați așezat pe toți la masă și nu ne-ați anunțat că sunteți aici? Și crede că atunci scandalul avea o mai mare amploare decât cel cu poza. Dacă eram eu acolo și venea el lumea știe, artiștii nu se dar spun, da, nu te băga cu victoria în gură pentru că intră în gura lupului. Și atunci eu sunt foarte directă, nu mi-e frică de nimic și am zis că dacă o să am ocazia să mă văd cu tovarășul în față, o să spun exact ceea ce cred acum. Și nu o să-mi fie frică absolut de nimic. Știai că pe timp de noapte o persoană elimină până la 35 de metri cub de CO2? Astfel, în dormitorul unei familii tipice, pe timp de noapte se acumulează cel puțin 70 de metri cub de dioxid de carbon. Cu toate acestea, mulți dintre noi nici măcar vara nu deschidem geamurile noaptea din cauza zgomotelor. Iarna nici nu mai zic, toți vor să economisească pe factura la căldură. Dacă deschidem geamurile, ne intră tot felul de toxine, insecte și curenți de aer la care mulți dintre noi suntem sensibili. Chiar eu, din cauza asta, recent m-am trezit cu un gât foarte inflamat și nu puteam înghiți normal câteva zile. Oare de aia? Am slăbit ulecuț? Anume din acest motiv eu am căutat ce sisteme de aerisire a locuinței sunt disponibile la noi, dar care să nu implice cheltuieli cosmice. Așa am dat de profilele DUCO, care presupun un sistem de ventilare naturală a încăperii și pot fi montate în orice tip de geam termopan, în Republica Moldova, ele sunt distribuite de compania Hydro Systems și reprezintă unul dintre produsele lor de top. Sistemul Duco înseamnă geamuri scate, ceea ce ne salvează de mucegai, de umiditate ridicată și de miros urât. De asemenea, dispozitivul nu permite trecerea prafului și a polenului. Totodată, datorită profilelor Duco, în locuință se menține o temperatură constantă și are loc schimbul de aer, ceea ce reduce riscul de a ne îmbolnăvi. Montarea sistemului durează doar 15 minute, iar pe site-ul duco.md găsiți catalogul cu toate modelele disponibile, dar și cu prețul acestora. Tot acolo puteți solicita o consultare cu specialistul și puteți vedea cum arată sistemele deja instalate. În Uniunea Europeană, profilele Duco sunt deja o normalitate, iar în ultima perioadă și la noi tot mai mulți optează pentru ele. Mai multe detalii găsiți în descrierea acestui video Și nu uitați că un aer curat înseamnă o minte sănătoasă. Există vreo diferență între uh, un interpret să cânte pentru socialiști și pentru Partidul Democrat? Adică, mm, gravitatea, chiar dacă Vlad placotniuc nu era președinte, Așa. dar era răul destul de mare al Republicii Moldova, care o perioadă destul de îndelungată a ținut sub control și justiția și mulți oameni de afaceri și multe alte activități bănoase de aici. Pentru artiști ar trebui să fie o problemă, vreau acest lucru să-l înțeleg. Uite ca să înțelegi, atunci când te invită cineva într-un concert, omul te sună și zice Doamna Victoria, noi în satul nostru avem hram pe data cu tare. Te sună primarul sau te sună un lider din sat. Îți dai seama că eu Evident că îl întreb, pentru că de am refuzat multe concerte. În momentul când eu aveam concerte cu Partidul Democrat, pentru că toată lumea cânta cu Partidul Democrat, pentru că toată Republica Moldova este, practic, sunt primarii de la Partidul Democrat. Și altfel, în afară de nunți, și două concerte care sunt la Palatul Național, pentru că și acolo este acaparat tot de cineva care își invită doar cu mătrii sau prietenii sau cu cine să face bine. Și dacă nu ai pe cineva în spate, cum au alți artiști pe care îi cunoști tu, l-a sunat, doamna avea soțul care este șef și era în toate concertele aia, ce faci tu ca artist? lansând un album de muzică populară care te-a costat mii de euro, făcând un concert, ce faci? În rămâne acasă? cu responsabilitatea civică? Deci susții indirect contează un ce vorbe dubios. Contează ce vorbești tu în acel spectacol. Contează cu ce melodii vii. Dacă eu încep acel spectacol cu dar și prutul să doinească, dacă eu cânt noastră e Basarabia, dacă eu cânt melodii și zic oameni buni, aveți grijă indiferent cum vine și bate vântul și vine lumea și cântă, credeți-mă, trebuie să fiți foarte atenți pe, la cei care vă manipulează. Eu am avut probleme cu cei din partid care m-au dat jos din scenă, m-au tras la răspundere, m-au întrebat. Cei din partidul certat. democrat. Da, sigur, cum crezi? Sau dacă am mers cu un alt partid, m-au sunat și mi-a spus îți interzicem să mergi cu partidul celălalt pentru că nu știu ce. Așa este și nu a mers în alegeri. Noi nu vorbim de alegeri. Noi vorbim acum de hramuri, de ziua independenței, de ziua Europei. Deci de ziua niciodată doctorilor. în campanie electorală nu ai cântat pentru Partidul Democrat. Nu, în partid, nu, am cântat acum 10 ani, cred eu, cu... Acum dacă mă întreb, am cântat cu un partid. A trecut, a trecut ceva timp. Acum 10 ani Parcun, era Partidul era... Liberal-Democrat, în 2010... Partidul nu, nu, Democrat Cu Partidul Liberal, cu Partidul Liberal Partidul am cântat Liberal. toate alegerile Care le-am avut Eram cu Dorin Chirtoacă, eram cu Unirea cu România Am rămas tot pe aceeași direcție Ce s-a întâmplat? Apropo, ai lansat o piesă Împreună cu alte câteva colege Inclusiv fiica ta Nele Ciobanu Diana Rotaru și Lenuța Gheorghiță Cât din noi ne-am dorit Doctor să fim când vom crește mai Piesă foarte faină, mi-a mi plăcut, dar am văzut că recent ai șters-o de pe, de pe YouTube să ajungem treptat la asta. Ce s-a întâmplat la voi acolo cu această piesă când nu am mai înțeles? Deci, la un moment dat am înțeles că au fost nemulțumiri din partea ta, efectiv că persoanele care erau implicate nu au distribuit piesa pe rețelele de socializare? Nu, 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 a fost cu totul invers. Uh, nu, a fost o discuție între fete, noi eram toate foarte bine, discutam, eu eram în România se vorbea, vorbeam cu fiecare în parte, cu Diana Rotaru s-a vorbit mai puțin după acel scandal care a fost cu celălalt proiect, care nu știa nimeni, nici nimeni nu știa că eu am fost vizată de acel proiect care tot melodia eu am ales-o și artiștii unei artiști nici nu au înțeles că este chiar dacă eu am făcut acel grup după aia am zis, mă retrag nu vreau pentru că se țin scandalurile lanți de mine de parcă sunt un magnet, în ce nu mă implic toată lumea, dacă zici lucrurilor pe nume, gata, a intrat în scandal și gata. Deci, inițial era o altă piesă, a ieșit din acel proiect, da, au rămas în albe pe care uh, l-a scris uh, textul este scris de Marina Moroz Adam, uh, buna mea textieră care am scris textele de foarte mulți ani. Uh, L-am sunat pe Oleg Baraliuc pentru că el are și studio și are și, e și compune și tot. Victoria, super, fantastic. Facem! Eu am zis că să fac o melodie doar pentru mine. Adică nu am venit cu idee să fac ceva. După ce am mai stat, eu am primit melodia, s-a valsat, am schimbat-o de câteva ori, am văzut aceste proiecte din România, după aia am văzut proiectele în Rusia, după aia am văzut proiectele în Europa și am zis, măi, dar Moldova nu face nimeni. Îi sunt la Oleg și zic, știi ce? Hai să facem un proiect cu toți artiștii. De Victoria, facem, doar că te angajezi tu să vorbești cu artiștii, nu vreau să mă bag în polemici, nu vreau să mă cert cu nimeni, tu dacă te cerți e treaba ta, știi? Ca după aia eu să mă cert cu oleg. Și ai ieșit din proiect, da. Și am ieșit din proiect, ce am sunat, mă sunat și una și alta și îmi spunea, hai Victoria să mergem, fetelor scuzați, mergeți în proiect, lumea cânta mai departe, ai văzut și proiectul. Eu am venit acasă, între timp -am, su am sunat-o pe Marina Morozniuc, textul a fost făcut în 20 de minute pentru că știam exact ce vreau, l-am sunat pe Radu Duminică, Radu mi-a făcut muzica pentru că el însemnează muzica și orchestrația la melodiile noi din proiectul Vichilu, am venit acasă, nu am vorbit cu nimeni, ca mâine am studioul, Mă trezesc dimineață, o sunt pe Nele, o sunt pe Diana, o sunt pe Elenuța. Erau și alte interprete care au refuzat, nu vreau să le dau nume. Dar am zis, mergem cu o condiție, suntem patru nume mari și vreau ca să distribuim această piesă ca să fie auzită acum. Pentru că trece o lună, e ziua doctorului, s-a uitat. Da, 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 da. Evident, sunt niște lucruri pe care. Deci, aceasta să a, a fost condiția și ele au fost de acord. Da, toată lumea. Adică s-a mers foarte ușor. A două zile am văzut la studiou, am vorbit eu am Mi se pare normal. Ce s-a rupt după. Ce nu a mers? Este o banalitate totală să distribui piesă. Adică e simplu de tot. Nu, care a fost de lucru este că cel care achită melodie, text, studio, aranjament, fetele, venind la studio, eu le-am rugat să achită fiecare vocea pe care ți-o pune, câte 50 de euro. În rest, tot ce a fost o orchestrație, muzică, text, filmări, am achitat eu cu Valeria. A fost produsul nostru, și din momentul când eu am uh, băgat niște bani, am zis: eu Este produsul meu, făcut de mine, îl pun doar pe canalul meu de YouTube, voi distribuiți pe paginele voastre de Facebook. Ca așa este normal. Da, parcă tot s-a înțeles, parcă tot s-a discutat. În câteva timp am pus data când să lansăm acest videoclip. seara am sunat fetele spre dimineață, trebuia să vorbim toate, zic fetelor, seara, să fiți live, toate facem live, să vorbim. Da, 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 da. Așa și a fost. sunt pe neli. ea zice, ei, eu am uitat, nu m-am fardat, hai că altă dată. Ok, n-a mai fost altă dată. Am sunat-o pe Lenuța Gheorghiță, care ea zice, e, eu sunt cu copiii. M-am strofolit un pic la ea. Așa cum și ea zice, gata, 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 în 5 minute mă aranjez și am făcut live cu Lenusa Gheorghiță. Deana Rotaru era la un post de radio, n-am făcut, am făcut a doua zi, am făcut și pe Instagram, am făcut seara pe la 1 noaptea ca să văd cât de mult distribui lumea, mă uit că e distribuit de pe pagina lui Nelly de pe YouTube. Și lumea scrie, o spun, zic, Nelica, pot să vorbesc? O spun și zic, ce ai făcut? Ai descărcat de pe YouTube? Păi da, dar tu n-așa ai spus. Zic nu, eu te-am zis să distribuiți. Zic nu are dreptul nimeni pentru că uh, uh, proiectul este exclusiv a Valeriei. El a filmat, este plătit de ea și acum când va veni Valeria mult, o să aibă ea discuție, că ea vorbește un pic altfel decât mine. Eu încă eu sunt bună, crede-mă. Valeria e mai aiațasă. Ea vine, dă în judecată, vine cu avocat, le ia permisul cât a fost pus pe YouTube, atâta să-i plătească imaginea, pentru că noi am făcut publicitate la imaginea lor pe YouTube. Până la urmă nu s-au folosit ele, nu m-am folosit eu de imaginea lor, dar ele de numele meu, pentru că eu am plătit și până la urmă lumea deci, a văzut. într-un final, uh, ai șters piesa. Uh, nu, eu nu am șters piesa. Uh, Neli m-a blocat, nu am mai fost la posturile de televiziune, nu s-a mai făcut nimic, s-a blocat cu tot, absolut, noi nu știam ce să facem. Eu am intrat într-o criză de nervi. Uh, mă rog, am sunat-o pe Valeria, a fost o ceartă între Neli, am așteptat câteva zile, după aia am vorbit cu Neli, Neli a zis că o să ieșim, o să facem, nu m-a mai sunat până în ziua când s-a produs acest live uh, despre. Despre piesa Salvatorei omenirii. Când am vorbit, a doua zi m-a sunat, și pentru că nu mai aveam ce discuta. Acum a trecut timpul, am făcut live-ul cu artiștii, lumea fiind aproape peste o jumătate de milion foarte activ și care, într-adevăr, au simțit că fetele au trădat. Putea să facă cineva un live și să zică, oameni buni, noi într-adevăr am venit, pentru noi chiar Dodon este un președinte bun, noi îl susținem, noi e treaba noastră, facem ce vrem, dacă am stat, care este treaba voastră? Putea să spun așa ceva. Acum, seară sau două zile în urmă, am primit o petiție de la domnul în cauză, soțul artistei, și... Soțul lui Nele Ciobanu Soțul lui Nele Ciobanu Care, pe t de chemare în judecată sau uh, solicitare uh, Solicitare, la de la. da, de a scoate videoclipul pentru că eu mă folosesc de numele lor și de imaginea lor în acest videoclip Și tu l-ai șters Da, normal S-a pierdut piesa asta cu tot? Da, normal Ce urmează? Nimic Alte melodii frumoase. Păi da, nu este o părere de rău că s-a lucrat atât de mult și piesa practic nu a reușit să fie, nu știu, să ajungă la potențialul ei maxim. Părerea mea de rău a fost cel mai mult că pe mine m-a dorut că Valeria a muncit. Este un produs pe care în momentul când eu nu aveam acei bani suficienți, Valeria a chitat tot. Valeria a muncit, Valeria a sunat bloggerii, Valeria s-a rugat la fiecare pe mine m-a durut că e vorba de copilul meu și fiecare din ele au copii. Eu vreau să vorbim un pic despre omul Victoria Lungu și ne cum s-a ajuns până aici pentru că este o carieră destul de lungă o viață cu un background incredibil ar spune unii. Cum a fost copilăria ta? Pentru că citeam în, în mai multe materiale jurnalistice și am văzut și câteva interviuri unde spune că nu a fost deloc ușoară. Știi, eu mereu am spus că copilăria mea a fost cea mai frumoasă, pentru că aveam părinții. Iar atunci când ai părinți, ce poți să știi? Acum când ești matur, deja te uiți în spate și gândești, da, într-adevăr a fost grea, pentru că am mers la prășit, am mers la strâns totun, am mulți vaca, am mers la strâns, carto făceam de toate. Noi am fost o familie muncitoare. Părinții noștri, pentru fiecare, ne-au dat câte ceva de lucru. Și am fost mai mereu implicați ca să creștem oameni gospodari, cum spuneau tata și mama. Cam asta a fost. Mie mi se pare că părinții noștri ne-au dat absolut tot ce trebuia să ne dea. Eu atunci nu simțeam că am nevoie de ceva. Când am crescut mare, da. Pentru că făceam o diferență între sat și, uh, și oraș. Și ziceam Doamne, uite, uh, toată viața stăteam cu fundul în vânt <gână> când era iarnă și înghețam, știi? Uh, Erau niște chestii și uh, când era mama și eu deja am ajuns o femeie care puteam să-mi permit multe și aveam bani și am mers acasă și am zis, hai mami că vreau să fac analiza Zare, să facă apă, să fac asta, să fac asta. M-am zis, Doamne, ferești, da, ajuns eu să fac în casă. <laughs> adică, îți dai seama, oricum erau chestiile astea care mi se păreau tare, tare diferite. Știi, un om s-a obișnuit că uh, afară îți faci treburile și în casă dormi, înțelegi? Uh, e o chestie pe care am învățat-o de la părinții mei să, să ne respectăm, să ne iubim. Chiar dacă viața m-a lovit, eu eram o, o băietină țoaică așa de mică, știi? Uh, mereu mă băgam în față, ca așa cum de fapt. <laughs> și... Doi frați și o soră da. mai ai. Noi -no am fost cinci de toți, ah. trei frați, trei două frați surori, și două surori. Da? Eu sunt mezina, sunt cea mai mică, sunt cea mai iubită, sunt cea mai alintată. Am fost cea mai așteptată. Da, și tata nu m-a vrut pentru că eram destul de mult și era greu, și eram unul lângă altul la un an și jumate, unul de celălalt, spunea răcei la casă, sărăce la casă. Și la trei ani de zile m-a dat de suflet în sat la o familie tot lungu. Și evident, Pe bune. Că, da, și evident, na, pentru că câteva zile, că eu oricum făceam acasă, îți dai sau făceam dintr-o parte în altă. Uh, și după aia mereu cântam, la noi în casă se cânta mereu, la toate sărbătorile, tata cânta superb, mama, toți frații mei cântau, dansam, toată lumea dansează foarte frumos, suntem melodioși, suntem oameni de artă, toată lumea, de la din bunei în bunei, așa suntem noi toți, absolut. Și eu eram mereu în frunte, acum cântam mereu la toate sărbătorile, la toate evenimentele, pe la anunț am început să cânt la 13 ani, era mai mică cu care cântă frumos fata cei cu voce mare, știi? În satul Rece am făcut clasa 9 și a 10 și în clasa 10 a 9, da, în clasa 9, marele Emil avea o emisiune în care căutau talente prin toată Republica Moldova și cam așa a ajuns și la noi în Rece, eu am trecut toate concursurile, toate etapele, și ne invita deja aici la Uniunea Cineaștelor. Venind la Uniunea Cineaștelor, se căuta tinerii studenți pentru trupă, pentru că domnul Emilotanu lua trupa de studenți. Și, evident, eu, fiind o fată talentată, <laughs> Am trecut toate aceste etape cu brio și în clasa 10 am cântat primul meu spectacol la Palatul Național. Nu o să niciodată atunci când am stat alături de Doina și Ional de Teodorovici, de Petre Teodorovici, de Sadovnic, Iure Sadovnic, iubitul meu artist. Da, mă uitam la ei de parcă aveam impresia că Uite, uite, doamne, unde am, unde am ajuns? Mi se părea, am cântat două romanțe, am fost acompaniată. Tot Emil Oteanu a avut grijă de acest lucru ca să cânt. A fost debutul meu în marea scenă, Cred că m-am născut în burta mamei cântam, eu cred că am cântat toată viața, eu și acum mârnei și pensom și tot, doar că un pic mă obosesc, dar eu toată viața am cântat, adică nu există eveniment la care eu să mă duc să nu mă implic, eu mă enervez dacă nu cânt ceva, știi, e ca ăla care caută mereu undeva să se bage, știi, e, și eu nu știam ce place să cânt, mi îmi plăcea și asta și asta eram confuză pur și simplu și într-o zi la conservator bine că eu eram și studenta lui Liviu Știrbu pentru că am fost și eram doi doar la jazz și muzică ușoară stradă pe atunci. El ne-a luat pentru că eram bun, eram eu și cu Vaceslav care este plecat peste hotare, ne-am axat pe concursuri, pentru că eram cu o voce pusă, o voce foarte bună, evident, lucrând cu Liviu Știvu a început să lucreze cu mine, să scrie pentru mine muzică. Atunci el a început să mă direcționeze spre cei că trebuie să cânte muzică ușoară. Până atunci eu am mai avut câteva melodii pentru că primele melodii compuse au fost de Marian Stircea pe care îl iubesc, îl ador, e prietenul, e compozitorul meu iubit și suntem prieteni de familie cu Liliana și evident Boris Lebeduc care am avut trei melodii cu el fiind la conservator acolo Cam așa am adus viața mea spre rock, spre toate După aia concursuri, concursuri, concursuri Ca să te cunoască lumea că ai voce și ești bună Trebuie să mergi în concursuri Și evident au mai venit niște scandaluri De la un compozitor am trecut la un alt mare compozitor Pe care pui și simplu l-am adorat întotdeauna Și am învățat să cânt un pic altfel Un pic mai alintat și un pic mai așezat. Nu voi uita ușor ce îmi spune cerește, Că lacrima de dor unei dragi femei Scrie păretește pe obrazul ei Versuri Grigore Vieru, Valentin Dânga. Da. Și m-a învățat să cânt un pic mai dulce, pentru că eu cântam venind de la Liviu Știrbul, Știrbu, Liviu Știrbu m-a învățat să cânt cu vocea plină, știi, să dau tot din mine. Și eu am avut mentori buni, pentru asta le mulțumesc, le mulțumesc dragilor compozitori pentru asta. Care este melodia preferată a interpreților străini? a mea, pe când o cântam eu cândva, 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 era Tina Turner, pe care o cântam, și Patricia Cas. <truzări> Jure avec mon cœur, e avec ma vie, el dit de și tot așa, și multe, multe. Astăzi vreau să vă prezint un telefon perfect pentru vlogging. Acesta are o imagine de nota 10 și stabilizează perfect video. <laughs> Hai să încercăm mișcare și așa, și așa, și în stânga, și în dreapta. Să vedem cum stabilizează. Este vorba despre modelul Oppo Find X2, pe care eu am avut ocazia să-l testez timp de o săptămână. Și iată la ce concluzii am ajuns. Pe lângă designul și frumusețea exterioară, acest telefon s-a dovedit a fi extrem de inteligent. Oppo Find X2 este unic în felul său, datorită ecranului de 120 de Hz. Iar cele peste 1 miliard de culori, realmente oferă senzația de ecran viu. E de o plăcere să privești video pe așa ecran, iar cum eu ador documentarele de pe Netflix, sunt pur și simplu încântat. Sistemul versatil din trei camere mi-a permis să filmez content de calitate pentru conturile mele de social media. Pe lângă toate, Oppo Find X2 suportă funcția de încărcare rapidă. Deci, efectiv mi-a luat doar o jumătate de oră ca să încarc telefonul până la 100%. Apropo, brandul Oppo este foarte cunoscut la nivel mondial și de curând a ajuns și în Republica Moldova. Ei nu au doar acest model de telefon, dar și multe alte modele, inclusiv diferite dispozitive. Eu am în principiu nescris. Mereu recomand doar ceea ce am testat și sunt sigur că este de o calitate foarte bună. Păi iată, Oppo Find X2 este un telefon care cu adevărat merită descoperit. Mai multe detalii despre brandul Oppo în Republica Moldova, dar și despre modelul lor Find X2, în special de unde poate fi procurat și cât costă, găsiți în descrierea acestui video. Și hai să vedem, wow, de și selfie face foarte fine. Ai fost căsătorită cu un fotbalist. Pentru Așa că viața scrie în cărți. viața ta uh, nu înseamnă doar muzică, înseamnă și o viață personală destul de dificilă. Eu am rămas surprins documentându-mă câte chestii ai avut în viață. Uh, de ce? Pentru că toți dacă vorbești acum cu soțiile fotbaliștilor, o să știi că e destul de complicat să ai un soț fotbalist. Nu, mai de ales ce un fotbalist e un de succes. Fotbalist? nu e complicat. E complicat să ai o soție ca Victoria lungă. De ce? <laughs> pentru că eram doi oameni lideri în casă, pentru că eu eram artistă și eram și tânără și eram focoasă și eram admirată de multă lume și evident că un bărbat gelos e, nu e chiar bărbatul cel mai potrivit. Noi am fost un cuplu foarte frumos și ne-am iubit și eram un exemplu. Nu se începea niciun meci atât timp cât nu intra Victoria pe stadion așa și soțul meu venea cu flori și îmi dădea și toată lumea se uita pe ecran. Da, noi am fost un exemplu. A durat puțin pentru că imediat s-au început unele certuri de la ce că am fost înșelată și o dată de două, de trei, de patru, eu am tăcut pentru că aveam o vecină care îmi spunea, măi, Victoria, Femeia trebuie să închidă ochii, să nu vadă, să nu audă. Și atunci e bine, căsnicia merge, o să-i treacă, să treacă, și lui umblatul ăsta. Taci din gură. Și așa am început eu să, să convețuiesc La cât timp a început acest lucru? Păi când am, aflat de eu, când am aflat eu, era peste vreo 5 ani, dar poate că lucrurile au fost mai înainte. Eu, știi, fiind eu o soție pe care poate și eu am fost foarte geloasă, eram și tânără, aveam un bărbat frumos, tânăr, interesant, în toate punctele de vedere, evident că eram și eu geloasă, pentru că mai mereu era plecat și când veneau, stăteau în cantonamente, Na, mie mi se pare că am fost foarte aprinși și ambii la acea vârstă pentru că noi am divorțat la 30 de ani eu am mers cam de vreo 11 ore la divorț de fiecare dată ne împăcam de fiecare dată îmi cumpăra ceva ca să-l iert de fiecare dată aflam de o nouă iubită, amantă Dar Treceam Dar cum e să știi că soțul te înșală și uh, tu să ierți asta sau să te faci cunosc Dacă cum îl iubești, ierți De ce să dau un bărbat bun alt? altei femei. De ce? Eu l-am părăsit atunci când a început să ridice mâna la mine, să mă lovească. Dar când m-a înșelat, mare treabă. Nu, nu l-am prins, nu l-am văzut. O singură dată. Și atunci l-am lăsat. Pe bune? Unde a fost asta? Acasă? Acasă la, la mine. Era cu altcineva? Era cu altcineva, da. Și atunci a ieșit repede, m-a dat afară din casă, eu am venit de la nuntă am stat bine pe... Și după aia despăr câteva zile din casă. Da, nu vreau să vorbesc cu despre el, pentru că e, e un om pe care l-am iubit foarte mult și poate în sufletul meu încă îl mai iubesc. E un om care m-a schimbat, m-a învățat foarte multe lucruri. Poate dacă nu era bătăuș din fire, și acum cred că eram cu el. Ai zis că a început să ridice mâna. Și Violența în familie în Republica Moldova, în general, este un fenomen foarte des întâlnit și multe femei tolerează violența pentru că sunt copii, pentru că nu au un job, pentru că sunt dependente financiar de bărbat, pentru că, pentru că, pentru că multe pot fi. La tine, cât a durat, cât ai tolerat violența? Cam trei cam ani. Atâta timp cât ascundeam de părinții mei, pentru că nu vreau să știe. Um deja când s-a întâmplat asta acasă, la o masă rotundă, când soțul meu s-a enervat pentru că nu vroiam să-i dau cheile, era un pic beat și m-a lovit către toți, atunci mama a luat mătura. <laughs> Și a sărit peste el și atunci părinții mei și-au dat seama că ceva nu este în regulă. Iar eu mereu am ascuns. Noi am ieșit dintotdeauna foarte frumoși. De multe ori venea în concerte și mă scotea cu 20 de minute înainte. spunea, tu nu o să ieși, merge acasă pentru că ai treabă. Și eu, pa, 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 pac. De ce? Pentru că am depins de el, pentru că trăiam în casa lui, pentru că nu aveam bani, pentru că nu mai munceam, pentru că nu cântam nicăieri. Și atunci când tu ești un om care depinde de soțul tău, ești dependentă de tot ceea ce îți ce oferă el și tu ajungi să fii nimeni. Și eu într-un moment mi-am dat seama că mama mea mi-a zis, eu te-am trimis la școală să faci școală, să ajungi cineva. Cine ești tu? Cine ești tu? Te-am trimis să speli chiloții și ciorapii lui? Lasă să speli sa. Și atunci am știut că mama mă susține și atunci am zis, vreau să divorțez, ajută-mă, susține-mă să nu cad jos. Dar cum se manifesta această violență? Ai, nu vreau să-ți spun. Grav. Adică o palmă de la un bărbat sau a fost de ordinul alungat afară copilul pe timp de noapte? Grav, și tot Nu așa. vreau să povestesc. Nu e ok, dar vreau să dau sfat femeilor. Mă întorci în trecut? Mă doare? Da. Eram însărcinată cu copilul în așa lună și cu Valeria în brațe. Am fost dat afară, am dormit pe ploaie. Am stat două luni la o prietenă de-a mea. După aia merg și am făcut avort. Pentru că mi-era frică. La șase luni? Da. Copilul vostru? Da. Păi, dar ăsta este un mare pericol pentru sănătatea femeii. Da. Se vede pericolul. Acel accident, că nu am mai avut copii. Și dacă... Acum îmi dau seama că dacă aveam curajul pe care l am acum, creșteam doi copii, creșteam și trei. Dar a fost frica legată de ce? Că, că cu acest bărbat nu vei reuși să crești un copil? Nu, eu pur și simplu atunci când am văzut că trec două luni și deja copilul era destul de mare și a venit la mine și mi-a spus că dacă nu avortez atunci multe lucruri, urite, nu vreau Nu, vreau nu să vom truiesc. mai fi împreună nu, Adică nu asta, a, fost nu a fost care? Ceva. Condiția din partea lui Da, după aia noi am mai trăit cu el încă un an de zile Am venit zi... în genunchi, am plecat în Israel împreună am mai stat un an de zile împreună pentru că el consuma niște lucruri pe care îl ducea într-o altă dimensiune și eu neștiind multe lucruri, nu l simțeam când și cum este, fiind tânără um, și atunci m-am speriat, am mers la Dumnezeu să ierte soacră, mi-am spus, mamă, ce să fac? i a zis, măi, Victoria, ea decât să rămâi cu doi copii, m-a dus ea la doctor, a fost lângă mine. Mi-am văzut cum îmi pune copilul în borcan. Dar tu ziceai într în mai multe interviuri că, uh, înțeleg că ăsta nu a fost singurul uh, avort la care ai recurs. Fiind uh, cu el... Nu, nu, ăsta este unicul pe care l-am avut. Unul am, am, avut o perdere pentru că eram în trei luni și am avut o ceartă cu cineva care -am, am vrut să, să îi despart și m-a lovit cu piciorul în burtă foarte tare și m-a luat salvare, a murit copilul mine. După aia imediat am prins sarcina și, și era contraindicat și copilul a murit la Două luni, practic, am leșinat, am căzut așa în oraș și m-a luat salvarea. Și am crezut, pe aia că nu o să mai avem copii. <gură> Știți că ai trecut ani. Dar, iată, acum, la ani buni au trecut de atunci de când s-a întâmplat asta. Și acel avort, care până la urmă l-ai făcut conștient la o uh, perioadă de sarcină foarte avansată. Nu, nu conștient, l-am făcut de frică. L-am făcut de frică, l-am făcut. De frică că nu o să mă descurc, ce o să fac cu doi copii, nu o să mai pot cânta, trebuie să mă întorc înapoi la țară, ce o să zică părinții mei. Știi cum e. M-am gândit și la copilul meu, Valeria, că dacă îl părăsesc, atunci îți dai seama. A, A fost o mare frică. După aia am venit acasă, pentru că lucrurile mai erau acolo. Când aflat, evident că îți dai seama că se rupea părul din cap, plângea, am avut discuții... Uh, am zis că nu mai stau cu tine. După aia el a plecat în Israel. Am fost rugată de echipă de, de pe atunci să merg alături de el pentru că avea niște, niște probleme și trebuia să-l susțin. Și am zis pentru că te iubesc, fac lucrul ăsta. Pentru că l-am iubit mult. Îți imaginezi situația în care ai fost, tu acum o trăiesc multe femei din Republica Moldova, violență, bărbați care nu-și doresc copii, care forțează femeile să facă avort. Iată acum la o perioadă destul de îndelungată, care ar fi mesajul tău pentru acele femei care tolerează? Știi care e problema? Pe atunci nu știam că este Casa Mărioarei, că sunt atâtea centre în care poți să vii să ceri ajutor eram atât de naive, nu știam unde și ce se întâmplă. Acum, peste ani, evident că, știi, trebuie să treci prin greșelile tale ca să îți dai seama că poți să înveți și să dai un sfat cuiva. Uh, multe femei și acum trăiesc așa cum am trăit eu. Chiar dacă știu că pot să schimbe ceva, E frica de sărăcie din țară, e frica de sărăcie, că ce o să spună lumea, e frica că au 2-3 copii și nu o să se mai descurce, că nu -o, o să aibă un job, că o să stea în stradă. E frica că o să vină și o să ia copiii, e frica că o să o maltrateze pe parcursul vieții mai mereu. Am atâtea prietene care sunt divorțate, am atâtea prietene care atâtea povești cunosc de doamne, doamne care umblă după bărbați să le ceară câte 100 de lei să plătească școala copiilor sau multe și multe lucruri. De aceea eu, cu siguranță, de, dacă o să mai fac acest pas vreodată, dacă, cine știe, evident că la animei mei deja nu cred că se va mai întâmpla acest lucru niciodată, pentru că deja nu o să merg cu inima, dar o să merg cu mintea pentru că atunci când ești tânără iubești și această iubire atât este de nebună și chiar dacă te lovește, zici că te iubește și dacă e gelos, zici că a, vezi că mă iubește și dacă fuge de acasă, zici că nu, e nicio problemă, o să ducă și o să vină și iar și iar și iar și multe. Acum femeile au mai multe opțiuni să, să plece dintr-o asemenea căs, căsnicie defectuoasă. Au mai multe, doar că și aceste centre pot să te adăposteze doar o jumătate de ani, iar după aia, dacă nu reușești să, să ai un job sau nu te ajută statul, iar statul nostru niciodată nu te ajută, atunci riști să stai în stradă și să ajungi pe gura lumii. Că trebuie să stai lângă bărbat, că uite unde ai ajuns, că cine ești tu, că bărbatul tău te-a făcut, că bărbatul tău ți-a dat. Eu am avut momente când bărbatul meu mi-a zis, tipi, zmeia budișnichem. Ti bizminea, poți prăsi milă stăniu. Ti bizminea, nică tu. Și asta m-a ambiționat foarte tare. Ca să-i că eu sunt cineva. Și am început să cânt, să cânt, să cânt, să cânt. Ce a urmat după divorț? După divorț, o nouă viață. <laughs> Mai frumoasă. Mai frumoasă, sigur da, mai frumoasă. Am avut în spatele meu o sora care m-a susținut, mama mea care a fost alături de mine și tatăl meu. După aia am început să cânt. Am început să cânt cu băieții, am, aveam nunți de luni până luni, am început să prezint nunțele și am început să, să, fiu foarte activă, să fac bani. După aia am început să mai fac și un business și după aia multe lucruri am făcut în viața asta. Deci să... divorțul nu înseamnă sfârșitul Divorțul vieți. înseamnă începutul, să știi asta este un mesaj care trebuie să l audă multe femei care nu divorțează pentru că nu-și văd viitorul. Un divorț fără. toxic vorbesc eu, o căsnicie toxică. Evident. Nu stai, începi, frica este mare o jumătate de an stai și nu dormi, pentru că slăbisem foarte tare, am ajuns la 44 de kilograme, eram foarte slăbită, dar în fiecare seară mă duceam la restaurant, cântam cu băieții, aveam nunți, veneam obosită, nu aveam timp să mă gândesc, știi? Doar mergeam judecată, bărbatul meu spunea că mă iubește și nu-mi dădea divorțul și iar și iar și iar și iar și așa am trezit că nu mai aveam timp pentru mine, o aveam pe Valeria, aveam o viață atât de frumoasă. Dar pentru copil ce înseamnă asta? Cum e mai bine să trăiască cu ambii părinți cu anumite neînțelegeri sau cu un singur părinte, dar în liniște și pace? Așa, corect. Să trăiască acolo unde este bine lui. Pentru că dacă un copil vede certuri, bătăi, când mama stă jos plină de sânge la podea și copilul plânge asupra ta și tata te lovește cu picioarele, Înțelegi? Eu cred că pentru copilă e psihică, e pur și simplu o tragedie. De aceea nu, 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 dragii mei, nu. Rupeți calul de la gard, plecați, da, va fi greu de la început, dar niciodată să nu spun niciodată. Toate lucrurile, Dumnezeu atât este de mare, Dumnezeu atât de mult te ajută, doar trebuie să-L rogi și să-I mulțumești. Viața ta în genere este foarte complicată. O carte complicață. pe care am să scriu. <laughs> da, eu sper cândva să am ocazia să citesc această carte. 2006. A fost pentru tine un an foarte dificil. Atunci ai avut un accident grav în care tu te aflai în mașină împreună cu soțul. Nu, cu soțul, cu... nu era soțul meu, era atunci logodnicul meu, exact o săptămână înainte am primit inelul de logodne. Și în voi a intrat un taximetrist. Da. Vina a fost a cui? Vina a fost a băiatului care era lângă mine Logotnicul. Logotnicului Pentru că în acea dimineață nu mai era nimeni Doar taximetristul Din spusele celor care erau pe atunci acolo Evident, cineva mi-a spus că a fost pur și simplu totul organizat De cineva, pentru că eu aveam o ceartă cu fratele Băiatului de atunci, care era categoric de acea relație, pentru că era cu mult mai tânăr decât mine și pentru că nu-și dorea o <gângătă> cumnată, așa, măritată cu copil și, mă rog, și mai mare, cum ar fi, știi. După aia, eu n-am mai știut cine e acel taximetrist care a intrat în noi. Eu îți dai seama că am stat patru zile în comă, m-au pregătit pentru operație îi mulțumesc lui Liliana Stircea care a fost atunci lângă mine pentru că nu aveam acea poliță și era uh, Maria Bieșu atunci uh, președinta Uniunii Muzicienilor și mi-a făcut acea poliță de artist și am uh, făcut operația, m-a operat Dar traumele au fost foarte grave Da, 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 evident pentru că m-a prins cu capul între scaune, am fost plină de sânge aici, eram toată în sticlă mi-a fost fracturat bazinul, fractură de bazin, piciorul mi s-a scurtat, am fost pusă cu acest picior pentru că simțeam dimineața cum îmi sfredelea piciorul, aici osul, și nu mi-a nimerit și l-a scos înapoi și a mai sfredelit odată. Șase luni la pat. Șapte luni. Șapte luni. Ziceai undeva că ai fost și în moarte clinică. S-a întâmplat asta în primele minute. Da, în primele minute. Clipe, da. Șapte luni de stat la pat este enorm de mult. Și mă uitam într-un interviu în cadrul proiectului 1 Noaptea, unde a vorbit Valeria despre acea perioadă. Ea a fost cea care a avut efectiv grijă, având o vârstă foarte fragedă. A fost o perioadă destul de complicată pentru mine ca copil. Pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă, nu înțelegeam uh, ce trebuie să fac, dacă să ajut Și cumva chestia asta m-a educat foarte mult a... ca acum să fac anumite lucruri M-am uh, învățat să gătesc, să spăl vase, să spăl uh, hainele Era în clasa 5 -a. Ce îți amintești din acea perioadă? Unicul lucru care îmi lamentesc foarte tare și vreau să-i mulțumesc lui Valeria, atunci când a venit la mine la spital, pentru că i-a permis deja în ziua când mi-a făcut operația și deja eu uh, putea să vină cineva la mine, eu plângeam, îmi curgeau lacrimile, îți dai seama că în ziua aceea, duminică, trebuia să am nuntă. Era o orchestră, erau oameni la care eu nu am fost la nuntă. Aveam 38 de nunți, evenimente pe care am luat banii și evident când ți-ai revenit te gândești, mamă, astăzi oamenii, telefonul nu aveam pentru că telefonul era fărămat. Și plângeam, plângeam, că nu, încă nu înțelegeam ce mi s-a întâmplat, îți dai seama, că nu percepeam încă, era totul în anestezie. Și eu plângeam foarte tare, la care Valeria mă pupa pe lacrimi și îmi spune, mami, tu doar mi zis că să plâng doar atunci când vei muri. Doar tu n-ai murit, de ce plângi? Și asta m-a făcut să am puteri, pentru că o vedeam lângă mine și ea își înghițea lacrimile, cum le fac eu acum. Și în, tu ziceai în câteva interviuri că în acea perioadă, practic, nimeni nu venea la tine. Cum se explica asta? Erai atunci interpretă? Nu, veneau, au venit, au venit foarte mulți artiști au venit foarte mulți artiști. Toată lumea a venit. Artiști, oameni, cunoscuți, jurnaliști, oameni de televiziune care filmau reportaje. Doar că toată lumea venea pentru a te întreba, Victoria, ce faci, cum ești, ți-a dus o jucărică. Cum poți să-i spui omului cum sunt în spital? Cum? A venit, a stat cu tine un pic, a plecat, a venit altcineva, a venit altcineva și atât. Dar nimic nu se schimbă pentru că aceste luni în care tu stai pur și simplu la pat și nu, elementar nu poți să te speli pe dinți, elementar îți spunea oala pentru că nu puteai să te ridici. Adică eram paralizată de, de la brâu de aici, adică a fost grav, ce să spun eu, Na, nu mă fost să plâng că... Eu nu am avut ajutor de la colegii mei, adică eu am avut nunți pe care le-am dat colegilor pe atunci pentru că trebuia să le dau, am avut dezamăgirea mea la oameni care trebuia, știau deja de la posturile de televiziune că eu sunt la pat și nu se știe când îmi voi reveni și nu se știe dacă mă voi ridica vreodată, poate voi sta doar în scaunul cu rotile. Și oamenii mă sunau și mă amenințau și îmi cereau banii pe care eu, din păcate, când îți dă, dădea înainte un avans, erau un 50 de euro. Nu? Și evident că omul nu știe că vei avea un accident. Banii se cheltuie. Atunci au rămas orchestre fără, pentru că erau orchestre care cântau cu mine, aveam și eu o formație acolo. Evident că niciun artist din aceea nu a venit să zică mie după aia mai Victoria, da, nu mi-au mi luat, îi spuneam, uite, îți dau nunta, dar nu am de unde să-ți dau avansul. Da, Victoria, nicio problemă. Adică nu a venit nimeni să zică, mai Victoria, mi a dat cinci nunți sau mi a dat trei nunți. Uite, na, îți dau și ție, poate să -ți trebuie pentru injecții, poate ți trebuie pentru o bucățică de pâine, poate să-ți aduc o apă. Adică asta a fost. Nu, nu, Ceea ce s-a întâmplat cu, cu mătra mea și prietena mea, Georgeta Voinovan, care mi-a scris șlagărele, cele mai frumoase șlagăre, atunci când s-a întâmplat acea tragedie, toată lumea s-a unit și a făcut un concert, s-au adunat niște bani, au susținut-o. Ceea ce a fost pentru mine nu s-a întâmplat nimic, chiar dacă aveam foarte multe prieteni cu care atunci, la moment, ca artiste, eram în relații foarte, foarte bune. Înțelegi? Dar asta e. Au venit, am văzut și am plecat. Știi, când e greu, oamenii nu nu prea sunt lângă tine, nu vine nimeni. Și în perioada aia m-am așa dat seama foarte bine ce oameni sunt aproape de ea și ce, cine nu este. Cum poți să te declari prieten și când se întâmplă ceva să nu vii? Tu ziceai că ai avut gânduri că vei rămâne legumă și că în așa stare nu ți-ai fi dorit să trăiești. Exista acest risc? Da, am avut momentul, nu doar o dată, de mai multe ori am avut stările astea de depresie, când eram bolnavă și stăteam singur în casă și atunci Valeria cred că m-a simțit, pentru că eu m-am târât așa pe, pe covor și am ajuns la geam și atunci Valeria a intrat în casă, m-a luat de picioare, am început să plângă, a început. Am avut de mai multe ori chestia asta cu sinuciderea. Deci, efectiv, ai fost, ai avut gânduri de sinucidere? Da. În perioada imediat următoare după accident. Da. Pentru că nu vroiam, mă gândeam că ce o să fac cu copilul meu, cu o mamă, scaună cu rotile, nu o să mai cânt, nu o să mai fac nimic. Era greu psihologic să mă iau mâini nu era nimeni lângă mine, frați, surori, ei credeau că este băiatul celălalt lângă mine și că am de toate, iar băiatul celălalt între timp s-a căsătorit pe furiș. Logodnicul ăla, logodnicul, care era în mașină, la volan. Da, logodnicul meu atâta timp cât am, am avut grijă să nu semnez, a stat lângă mine. După aia, după ce am semnat la poliție că eu am fost la volan, a scăpat. ai semnat de... că ai fost la volan. Da. Păi, trebuia să. El mi-a zis, scumpa mea, iubita mea, nu o să te părăsesc niciodată, vreau să fiu alături de tine, semnează, pentru că cine va avea grijă de valere dacă tu nu vei merge niciodată. Și eu, evident, pentru că cum? Dacă e un om lângă tine, cum poți să-l bagi la dubă, nu? Și evident că am semnat. Și, și după el s-a căsătorit în perioada cât uh, Într-o de mercur s-a căsătorit Și unii dintre prietenii mei Care nu au fost la spital pe atunci Dar s-au dus la nunta lor Ce ai făcut primul lucru atunci când uh, Ai uh, Avut posibilitatea Să te ridici din pat după accident mm, Evident că primul lucru Ce a fost uh, Să dau în judecată Am luat un avocat M-am judecat cu băiatul pentru că acea mașină pe care a destrus-o, pur și simplu a dat-o la... A fie la fie La fie erozat, el a dispărut, trebuia să-mi plătească pentru că eram și invalid de gradul 2, nu se știe, tratamentul trebuia să dureze ani. Asta a fost unica, unica problemă care alergam în cârje, știi, și mă rog a fost lung. După aia nu mai fusesem acasă și era Paștele și tatăl meu tot mă suna pentru că nu m-a văzut din momentul când, când mi s-a întâmplat acel accident și mă ruga, dragul tate, dragul tate, vină te rog acasă că muri și nu o să mă găsești. Eu zic, tata, termină, te rog frumos, eu abia reușesc să mă ridic și tu mă faci acum să mă simt prost. Dar dacă mă ruga așa, am urcat și am mers acasă. Am mers acasă. Am ajuns sâmbătă, duminica, mers la cimitir, și luni la ora 9 dimineața, tatăl meu a decedat în brațele mele. Doamne, ferește, el avea probleme de sănătate sau care? El avea probleme ca toată lumea la vârsta lui. Dar am stat dimineața la masă, am mâncat, a ieșit, noi stăteam cu mama și vorbeam, și într-un moment a venit maica mea și strigă: Tată, o căzut jos. Și eu, evident, repede, Valera, dăm cărjele, știi, să iau cărjele. Eu am ieșit afară și când l-am văzut, el se ținea așa de... Uh, se ținea de un băț, așa. Uh, evident că îți dai seama că nu m-am prins ca moare, dar îți dai seama că a căzut, a leșinat ceva. Și în acel moment, pentru că nu mai era nimeni, uh, nu știu cum, cred că de frică, de stres, am lăsat cărșele, l-am luat pentru că l-am luat lângă mine și l-am pus așa. El deja se uita așa la mine. Valeria a ieșit și nu a înțeles ce și strigă, Mama, tu ai lăsat cărșele, mama! Adică nu a înțeles că eu, tata, de fapt moare, știi? Și eu atunci am început să stric. Pune moare, sună, sună și cheamă. Și mai că a început să mă învârt așa, știi? Și am început, bă, bă, și de minți, știi? Și eu atunci am început, strigam, tata, 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 te iubesc, tata, iartă-mă, Și în mă momentul acela, așa dat sufletul și a murit în brațele mele. Iar eu, pentru că îmi bătea inima foarte tare, 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 credeam că bate inima lui. Și tot strigam la el și între timp a venit ambulanța, a venit poliția, a venit frații mei toți și eu m-am așezat lângă el și îl trăgeam așa și strigam, nu, 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 el a murit, nu nu, 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 nu. Da, a fost greu ce să zic. Și după aia trebuia să-l ducem, în... pentru că nu aveai cum să-l ții în casă, trebuia să-l duci la morgă, cum se zice. Era totul închis, eu prin relațiile mele am sunat, când l-am dus acolo, evident că nu avea, nu putea să vină nimeni, eu l-am luat în brațe, cântam, cântam cu el, cântam, îl pupa, mai mei toți credeau că mi-am ieșit din minți, dar era tatăl meu, pe mine nu mă speria nimic. Exact așa în fiecare dimineață veneam și îl spălam, vorbeam cu el, da, a fost, a fost groaznic și pentru mama și pentru mine. Și după aia, exact în luna august, am făcut a doua operație de șold și iarăși cârjii și iarăși din nou. Coșmar. Da. O viață de film. După accident, tu spuneai că l-ai descoperit pe Dumnezeu. Până atunci nu erai foarte credincioasă, nu mergeai la biserică, după ce s-a schimbat? Mergeam, mergeam la biserică și atunci, doar că având un soț rus, îți dai seama, nu prea eram noi cu aceste tradiții atât de profunde, fiind și tineri și îți dai seama, na, soțul meu rus, alte tradiții aici, trebuia undeva să să-l respect și pe el, pentru că îți dai seama, nu mai țineam atâtea mult posturi, erau niște chestii. Iar după aia, pur și simplu, viața am început să mă construiesc eu cum vreau. Am început atâta timp cât am stat la pat, am, am început să fac foarte multă psihologie, am descoperit cartea lui Zahei și am început să, să iau atâtea pilde de la acea femeie puternică. Am început să mă întorc spre Dumnezeu, am început să învăț unele rugăciuni, am început să mă rog. Nu se mai începea o zi fără ca să nu mă rog, exact ca și până acum. Mergeai și la biserică și la mănăstiri, la un moment dat, nu știu, eu poate am înțeles greșit. Vorbeai despre Călugărie? Da. Te-ai gândit să te da, călugărești? Da, da, da. Da, și atunci am vrut să fac procură mamei pe Valeria și am vrut să vând casa și să să merg la mănăstire. Și mama atunci a intrat într-un șoc, a început să plângă, a început, mi-a zis că dacă tu faci acest lucru, eu nu-ți iau copilul, fă ce vrei, dar nu în special ca să mă... Mă rog, au fost stări peste stări, știi? Stări care, evident că te ducea într-o altă dimensiune. După aia am descoperit, am început să fac foarte multă psihologie, am început să mă descoper pe mine, am început să cânt la prima nuntă și prima nuntă a fost la niște doctori care după aia am rămas prieteni atunci când m-a sunat <laughs> și îmi zice mie, doamna Victoria, noi avem luna viitoare nuntă. Eu zic, eu sunt în cârje, cum să vin la nuntă? Dar nu ne interesează, acolo toți vă fi doctori noi vrem să cântați în cârje, fără cârje, pe scaun, cum vreți, dar veniți și cântați. Și am venit cu orchestra, am avut și dansatori, și dansatorii, pentru că erau băieții cu care lucram eu de foarte, foarte multe vreme, mă susțineau, mă țineau de mână, eu vorbeam, după aia îmi punea scaunul, eu mă așezam pe scaun și toată zâmbe și tot cântec și după aia îmi lua cârjele și mergeam frumos, microfon. Adică mi-a dat un imbold că lucrurile se pot schimba și se pot face lucruri mărețe. Tot în acea perioadă și relația cu fica Valeria a fost uh, una specială și ea vorbea că a învățat multe lucruri când uh, mama a fost la, la pat și a fost nevoită să aibă grijă de, de tine. Uh, cum a fost relația voastră de-a lungul anilor și este? Uite, să știi că atunci eu am devenit copil și ea a devenit mamă. Pentru că ea, ea Mă învăța să mănânc, ea îmi spunea povești, ea stătea lângă mine, i mă încurajat, i-am cântat, s-a așezat la pian și îmi cânta și îmi spunea Uite mami, vezi că eu când mai bine decât tine, uite, știi, mereu era um, omul cel care mă făcea să nu pierd speranța de a trăi. Și noaptea, eu nopțile erau cele mai grele pentru că atunci aveam niște dureri enorme, știi, și plângeam, plângeam și ea dormea în partea ailaltă și mă auzea cum eu plâng, știi, de durere, nu mai puteam și ea venea lângă mine și îmi făcea uh, masaj la picior și începea să-mi cânte și eu plângeam și zic, taci, taci, mami, ce să fac, mami, ce să fac și îmi pupa picioruțele da a fost greu, na, ce să zic eu acum, eu cred că dacă nu ar fi fost ea, cred că nu mai eram acum nici eu. Sunt sigur de lucrul ăsta, sunt sigur 100%, pentru că ea și mama mea a fost... Uh, au fost două ființe care mi-au dat puteri, și eu, dintotdeauna, n-am vrut să dezamăgesc pe mama. Știi, ce făceam, mereu ziceam, cum o să vorbească lumea în sat despre mama, ce o să-i spună mamei, știi. Și acest lucru l-am învățat și pe Valeria, după ce mi-am revenit eu în forță, așa. Am mai avut câteva scandaluri cu colegele mele, cu afaceri furate și cu toate. Dar am revenit mult în forță, am pus acel proiect care am deschis agenție. De organizare de evenimente, de impresariat. Am început să învăț foarte mulți oameni cum să prezinte nunțele și cum să schimbăm nunțele, cu scenarii bine puse, cu dansatori care trebuie să-i prezinți, cu multe lucruri. Ai revenit cu în lucruri. forță și cu muzică, și cu moderare de, de evenimente. Dar um, un lucru curios din relația voastră cu Valeria, mie mi-a atras atenția. Tu ai recunoscut în câteva interviuri că ai bătut-o când ea era mică? Ana bătut, adică să nu înțelegi. Nu, când bați un copil, o apucam, evident. O apucam de plete, da, evident, o de plete și ea se supăra tare și îmi o să fug de acasă că tu ești cea mai rea mamă. Și eu zic, poftim, ușa e deschisă și fugea de pe ușă să așeza și aștepta. Știi, tu crezi că violența la adresa copilului este o metodă bună de a educa? Nu era violență, era doar că Valeria era într-un moment când creștea. Iar eu ca mamă, crescând un copil singură și mai mereu eram pe drumuri, aveam mare frică să nu se ia cu, cu uh, fete mai uh, puțin educate, să nu iasă nopțile în stradă. Uh, trebuia verificată pentru că era un copil care avea 14-15 ani și eu mai mereu eram plecată, veneam dimineața, ea se trezea, călca haina, îmi făcea cafea, eu mă ridicam, plecam sau la radio sau la televiziune pentru că mai lucram, mai lucram și copii, iar plecam noaptea, ea rămânea singură. Înțelegi? Atunci tu trebuia să fii și de multe ori. <laughs> fiind și domnișoară, evident că fucea de acasă sara și cineva din prieteni o mai filma și îmi trimitea. Eu o sunam, Valeria, ce faci? Mami, te iubesc, uite, sunt în pat, mă culc. Și evident după aia aflu că este oraș. Da, era fetiță, nu putea să-mi spună, pentru că știa că nu-i permit după orele 10 să iasă în oraș și nu vrea să mă dezamăgească. Ea zicea chiar că este recunoscătoare pentru tot ceea ce a avut în copilărie și că asta chiar a ajutat-o. Dar acum, la ani distanță, ai fi schimbat ceva în educația Valeriei? Uh nu știu dacă aș fi schimbat. Valeria a fost un copil atât de muncitor și atât de multe lucruri a făcut. Eu cred că aș schimba în mine ceva, pentru că dacă eu nu eram o mamă cu prea multe reguli după ce mi-am revenit, am și uitat că am fost bolnavă și am început să cer de la ea foarte multe, știi? Să facă pian, să facă canto, să facă actorie, să facă prezentare, să facă, să facă, să facă. Ceream multe, știi? Uh, și um, acest lucru eu cred că acum e, e foarte bun pentru ea, pentru că tot ceea ce, ce am învățat atunci, acum îi aduce numai lauri. Dar, uh, sigur, eu aș fi schimbat în mine. Poate că aș fi fost de multe ori, mă enervam și începeam să țip și să urlu, așa ca nebuna, știi cum poți tu să vorbești așa? Na, și ea se punea cu mine și acum ne contrăm, să știi, avem o relație în care de multe ori am spre mama, taci că eu vorbesc acum, știi? Și trebuie să tac. Dar asta înseamnă caracter sau asta înseamnă altceva? Asta înseamnă maturitate, caracter, respect și atunci când copilul meu a ajuns acolo unde și-a propus ea și unde am visat eu, atunci este bine la unele lucruri pe care eu nu le cunosc, dar sunt uh, recunoscătoare pentru că atâtea lucruri nu le cunosc și atâtea lucruri le văz de la ea și uh, i-am zice mama, de 10 ori îți spun și nu mai înțelegi. Așa că îți mulțumesc, scumpa mea. Îți mulțumesc pentru tot. Ai zis în mai multe live-uri de ale tale și în intervenții la TV și radio uh, despre Afaceri pe care le-ai avut, și despre bani câștigați din, din muzică. Eu am vorbit cu mai mulți oameni despre. despre, despre mine! Tine. Și toți mi-au zis că Victoria Lungu este foarte bogată, și mereu a avut bani. Adică a avut suficienți bani încât să se întrețină pe sine, familia, copilul, să l asigure. De unde ai avut atât de mulți bani? Din muncă. Am muncit. Am muncit foarte mult. Am cântat nuți de luni până luni la prețuri destul de bune, pe când oamenii cântau mai puțin, eu cântam mai mult pentru că eu aveam orchestre și în spatele meu erau băieți și nunțele împăcam eu. Și după aia, pe lângă faptul că împăcam nunțele, mai aveam două trei recitaluri pe seară. Aveam șofer care mă ducea, băieții cântau acolo, mai aveam fete tinere pe care le luam, le învățam, rămâneau la nuntă. Eu plecam la alte nunte, veneam, mai făceam două melodii, iar plecam la alte nuntă, veneam și făceam unii bani pe care nu le făceau alții. Câți bani făceai atunci? Bun, pe timpul cel la bun. Doar de aici ai câștigat, doar din muzică, atât de mulți bani? Doar din muzică. Nu pot să zic mulți. Ce înseamnă mulți? Mulți ca să poți să ai o casă, ca să poți cumperi, cumperi un apartament copilului, ca să-i cumperi o mașină, ca să ai tu o mașină, ca să-ți întreții familia, părinții, ca să poți să ajuți cât de cât să dai un ban la un sărac. Ce e atât de mult? Care alte surse de venit mai erau sau sunt în, în viața ta? În viața mea m-am învățat, m-a învățat mama mea să fac plicuri. Și Valeria la fel face. Și cât nu aveam conturi în bancă, făceam plicuri. Și puneam plic. Servicii comunale, mașină, Valeria, mama, tata, eu. Și în fiecare zi puneam 10 lei, 20, 100. După aia am venit cu cardurile bancare, am pus cardurile în 5 bănci și în fiecare bancă puneam în fiecare lună câte 1000 de lei. 500 de lei, 100 de lei și uitam. Și s-au atunat. Și... Și după aia, când ajungeam, intram la bancă, mă uitam, am, a, uite cât am, a, uite cât am. Și acum, la fel cu pandemia asta, am bani pe care i-am pus și s-au adunat, iar banii acum mi-aduc procente. Trăiesc din procente. Păi da, tu ești una dintre puținele care nu te-ai plâns, că nu ai bani, că ai finalizat rezervele, că nu, nu știi ce să faci. Nu am finalizat rezervele, dar rezerva mea este și Valeria. Valeria acum face destui bani. Și eu am și conturi în România, nu mulți, puțini care la fel îmi aduc niște bani acolo. Înțelegi? Adică... Cât costă un program la un eveniment al Victoriei Lungu? Dacă e vorba de concert, nu te 500 de euro. Dacă e vorba Pentru 45 de... de minute Da, sau o oră Eu nu mă uit la oră, ca să știi Eu fac programul și dacă oamenii văd că dansează și e bine Mai bag două, trei melodii, știi? Depinde dacă nu mai am un concert contează foarte mult dacă nu mai am un alt recital În altă parte De multe ori am doar un sigur recital Și după aia pot să stau, mai fac poze cu oamenii De multe ori mă grăbesc și zic că sunt fudulă, După aia citesc multe În rest, dacă merg în afară, în Ucraina 1500 de euro, ca și toată lumea adică nu este nimic uh, scos din uh, mă rog, dacă e Bălți un pic mai scump, dacă e uh, Edeniț un pic mai scump dacă e Bricen, cu cât mai departe Făcând abstracție de pandemie, pentru că nu au fost evenimente, uh, cât de solicitată erai? Foarte Bine. Cât de des mergeai la evenimente? Des. O, o dată, des. două, trei, patru ori pe săptămână? Vineri, sâmbătă, duminică Vineri, sâmbătă, vine sâmbătă, duminică Mereu am orchestra care mereu am lucrat și dacă era orchestra mea ocupată, oricum aveam recitaluri, aveam hramuri, aveam zile de naștere, aveam botezuri, aveam de toate. Am avut conflicte și cu orchestrele pentru că spuneau că mi-au cumpărat bani pe sama lor, dar atâta timp cât eu îți dau cât vrei tu, eu sunt cea care organizezi și sunt în față. Vrei, mergi, ca și pe anul viitor, am foarte multe nunți. Dar contractul este, omul știe cât ia și cât iau eu, e treaba mea. Dacă acum încetezi să mai mergi pe la concerte, evenimente, pentru cât timp îți ajung banii pe care i-ai adunat? Pentru toată viața. Pe bune? Cheltui da. puțin? Sau eu ai atât de mult? Eu cheltui puțin. Eu cheltui puțin, mănânc puțin, nu se vede pe mine. Fac sport, fac publicitate, Valeria face publicitate, toate hainele sunt gratis publicitate, machiaj, cofură, masaj, unghii, pedicură, tot e pe publicitate. Apropo despre asta, Instagram și YouTube, am văzut că ești foarte activă pe Instagram, pentru generația asta de artiști, ești printre cele mai active sau chiar cea mai activă, peste 40.000 de urmăritori, 45 mai exact pe YouTube Am avut 60, ai... dar pentru că nu eram activă și Valeria mă sunat și mă băta la cap. Ce faci tu că nu postezi? Nu am ce posta. Nu pot să postez că am mers la masaj. Nu pot să postez și s-au mai retras oamenii. Și s-au retras oamenii pentru că nu te-au văzut activă. Câștigi de pe Instagram? Uh, nu, de pe Instagram câștig doar din uh, publicitate. Uh, dacă mă sună cineva, îmi trimite un, uh, un contract, eu îl trimit Valerie, Valeria îl citește, îl semnează și pune banii. <laughs> adică ea gestionează cu banii. Efectiv, promovezi ceva pe pagina de promovez Instagram și respectiv. Va, da. În rest, primesc produsul, după aia eu îi zic, Valerie, mami, nu trebuie bani, lasă-mi da produsul, că eu, eu, sunt în Moldova. Mama, nu se face așa, tu ești artistă, nu mă interesează, îmi trimiți contractul mie. Ea e mai calculată așa și învăț, 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 învăț. Eu încă nu pot să mă obișnuiesc cu aia ca să cer bani și să-mi dea și produsul. Și atunci, evident că ea e mai strong așa, știi? Pe YouTube câștigi bani, bani. pe YouTube, da. <laughs> Cât de mulți bani câștigi de pe YouTube? Pentru că există percepția asta că e mai bine nu fac acolo, pentru că oricum sunt copii aici. Nu, în 2018 am primit 700 de euro pentru un an, pentru șapte luni undeva. Cred că 100 de euro pe lună mi mm -hmm. se pare foarte puțin pentru noi moldovenii, dar abia cunoscusem de YouTube. Valeria, după ce am făcut eu deja primii, prima generare de bani și am zis, uite, vezi, mama a făcut pe YouTube, fă și tu. Și atunci Valeria și-a făcut rap de YouTube, generare de bani și a zis, hai toți de pe TikTok pe YouTube. Și repede ea e iute, e bravă de tot, știi? Eu nu știam, eu am luat un avocat care mi-a făcut contractul, care mi-a trimis, care a semnat absolut tot. Eu nu fac nimic fără avocați, eu nu fac nimic fără ca să mă documentez, fac contracte, sunt corecte în asta. 700 de euro în 2018, 2019? 2019 am luat, cred că 1100, nu știu cât, pentru un an de zile. În acest an 2020 am luat 1394 de euro. Până acum. Până în aprilie. To a, a, da, de aprilie deja până acum cred, ieri m-am uitat că știam cum că să mă întreb, aveam cred că 390 de euro. A. Deci și aici a, nu 1000 iau, de euro. e pe, pe cont, sunt pe cont, stau liniștit acolo că nu se trebuia să cheltui, cheltui cu ceva, pentru că se adună. Sunt în contul rom din uh, România. Uh, din ce mai câștigi? Business. Ce business ai acum? Uh, mai fac uh, femeile frumoase fericite, uh, fac uh, să se simtă bine, folosesc coral și uh, tratez uh, femeile de tot ce înseamnă paraziți, grăsime. Potere. Ah, deci, de efectiv. Ce Uh, regim alimentar. Da, regim alimentar, corectitudine, cum să uh, începi să mănânci corect, să, să ai grijă de tine ca să arăți bine, așa cum arăt eu la 48 de ani. Tu ești foarte critică la adresa lui Igor Dodon în ultima perioadă, cel puțin asta am observat. Și vreau să te întreb, dar direct și sincer, să spui: tu ai ambiții politice? Nu am ambiții politice. Știi că eu am, pe parcursul anilor, tot am fost invitată în diferite partide, să știi. Da, și am făcut parte dintr-un partid. Cândva. Am fost membru cu acte în regulă. Din astea care există și acum? sau Nu, Partidul, partidul Liberal, am aha. zis. Da. Și uh, am. am uh, știut 100% că va veni unirea pentru că îi vedeam înflăcărați pe toți și știam, din păcate unii să mai vând ca broaștele și eu am decis să plec de acolo pentru că nu vedeam nicio mișcare, nimic, toată lumea făcea doar ceea ce credea că e pentru buzunarul lui și eu mi-am dat seama că atunci când tu ești într-un partid, tu pur și simplu ești o marionetă în care are să folosește de tine pentru bani, pentru ceva. Și eu, venind acasă, având sute de concerte, la care poate primeam acolo 200 de lei ca să mănânc o, o, pentru că eram pentru țară, pentru neam, veneam acasă și îmi dădeam seama că deschid frigiderul și copilul meu nu are nimic. Și atunci am zis că nu, trebuie să mai fac ceva. Trebuie să mai fac ceva și m-am retras. M-am retras și am început să cânt cu toată lumea. Evident, nu am cântat cu comuniștii. Și alegeam, eu dintotdeauna am fost un om care mereu am ales Am și aceste ambiții că poate cândva o să intru în politică, nu se știe niciodată, să nu spun niciodată Dar acum sunt pornită foarte rău și vreau să-mi iau o echipă bună în spatele meu Deja am oameni buni cu care o să pornesc această mare revoluție a... Îți dorești un poporului. referendum care Vreau vocea poporului să fie auzită Ar răspunde cetățenii Republicii Moldova Dacă își doresc sau nu unirea cu România Ai vorbit despre asta Dar vorbim despre politică Tu ai avut critici sau amenințări uh, Din cauza faptului că Ne vorbești atât de dur La desa lui Igor Dodon Nu Nu ți este frică? Mie? De ce? Eu am prieteni socialiști cu care ne scriem nu înseamnă că el, dacă este socialist nu poate să, nu pot să-mi zică bună ziua sau la revedere e o chestie, nu? nu, nu mi-e frică de nimic și mor de două ori odată am murit dacă mai mor o dată, să știi că rămân în cartea vieții a Moldovei dar în acest context vreau să înțeleg, tu simpatizezi pe cineva dintre actualii politicieni? Nimeni. până una altă pe nimeni de ce? am simpatizat pe cineva, pe doamnă mi-am mi -am și dat votul Multe lucruri m-au dezamăgit în acest an. Sincer, m-au dezamăgit atunci când au venit la putere, când puteau lucrurile să le schimbe cumva și toată lumea și-au dat votul pentru, pentru doamna prim-ministru care era pe atunci, o doamnă pe care o respect pur și simplu pentru verticalitate, pentru corectitudine, educație, respect pentru putere. Dar am fost profund dezamăgit atunci când puteau pur și simplu să fie un pic mai atenți și să nu cedeze puterea, pentru că știa destul de bine că știa, știau, toată lumea vorbea despre acest lucru, toată lumea știa că imediat cum se va uni cu, cu el, imediat o să tragă pe sfoară. Acum, nu știu ce să zic, acum am fost un pic dezamăgită, poate e pur părerea mea, noi impunimă noi. Acum am fost un pic dezamăgită din de momentele când s-a început școala și multe școli nu, nu și-au deschis ușile pentru copii, pentru părinți care trebuia să, să fie pregătiți. Ei au deschis un, un cont în care au donat pentru alegeri. Da? bani pentru alegeri, pentru sediu pentru um, pliante pentru tot, 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 tot și eu mă așteptam invers, că tot ceea ce ați scris voi acolo să spuneți, astăzi am mers la școală cu tare și am dus 3000 de măști, aici am dat 10 laptopuri de Ei, tot în fine, ceea ce s-a strâns Până la urmă e destul de complicat în Republica Moldova să faci politică fără bani și da, dar dacă oamenii dau, înseamnă că poți să pui o jumătate aici, dar o jumătate să arăți, pentru că oamenilor le plac faptele. Dacă tu faci ceva și el a văzut că am dat 10 lei, iar tu, banul meu, l-ai dat 5 pentru pliante, iar 5 pentru un lucru sigur. Știi de ce? Foarte multe ajutoare a venit la noi în țară. Noi asta cunoaștem. Se vorbesc toate posturile de televiziune, nu vorbesc. Nu, astăzi nu intrăm atât de mult în politică. Dar cu toții știm, noi nu putem face pentru că toată lumea s-a închis în găoace. Noi ne bărfim, ne vorbim, ne spălăm pe la spate, cu atât am rămas. Unii vecini nici nu și nu zic bună ziua, pentru că nu mai știu cu cine sunt. Înțelegi? Și aceste partide care sunt acum la pro-europene, care vin în fața noastră, nici ele măcar nu s-au așezat față în față la o masă și să zică, oameni buni, noi luptăm pentru același drum, pentru aceeași dreptate. Ei bine, nu luptă pentru același drum, sunt lideri diferiți, toți cu ambițiile da, lor da. și păi cu asta pretențiile și zic. lor. Asta, și asta și zic. este o mare problemă pentru Republica Moldova, dar eu vreau să înțeleg punctual de ce nu-ți place Igor Dodon? De ce îl critici? Pentru că este incult, pentru că eu cred că un președinte de țară care îți reprezintă atâția oameni culti din această lume, pentru că noi suntem un popor cult, da? Suntem un popor citit. Să ieși tu în fața electoratului tău și se vorbește hai, ui, și ue, când e că ne-am dus, nu știu, dar și, dar nu știu. Cum îți permiți când stăm în față copilul celălalt care el e exemplu, cum poți tu să-ți permiți să vorbești în plină pandemie, să te duci la mare, să spui că eu am avut niște bani și trebuia să-i cheltuiesc? Sunt niște lucruri care. Doar de asta? Doar de asta. -l... Și pentru că nu am pus votul pentru el. Nu este președintele meu, nu l-am ales eu. Nu-mi place că este. vorbește urât, că este incult, că este un trădător, că este un. un cum să zic eu? Dacă l-aș cataloga ca unul care stă la ușa grajdului. Am vrut să zic mai rău. Planifici să emigrezi? Ai vorbit despre asta deschis, acum vinzi apartamentul. La ce etapă ești? Păi, la. gata, sunt la etapa să mă duc. Ai găsit cumpărător? Am văzut apartamentul. Sunt Arată prea, foarte prea intim, prea intime sunt problemele astea, da, da îți dai seama când o să. Întrebarea e când pleci, pentru că. Plec în data de 31 septembrie, cred, 1 octombrie. Poate aștept ziua profesorului pentru că am această melodie și vreau să o cânt. Am să înregistrez trei melodii, două melodii de muzică populară cu orchestra lui Vitalie Dorin. va înfuge fuge cându. Am o melodie pe care mi-a semnat-o Marian Stircea, pe care trebuie să o semnez, trebuie să lansez melodiile. Plec acolo, dar la anul viitor am foarte multe evenimente aici. Așa A, că voi deci fi nu pleci pres. cu totul în România. Păi nu, dar am eveniment, am nunți pentru anul viitor. Dar cu traiul? Cu traiul voi sta acolo. De ce ai decis să emigrezi din Republica Moldova? Acest lucru l-am zis atunci când a plecat Valeria din țară, pentru că am vrut să merg chiar atunci, dar era mama și am zis că nu o las pe mama. După ce nu am mai fost mama, eram pur și simplu full în evenimente și nu aveam timp când să iau decizia. După aia a decedat un frate de-al meu, peste trei luni a decedat un alt frate. Am avut concertul meu pe care trebuia să-l fac cu orchestra Lăutarii la partea părinților. Au fost multe evenimente pe care trebuia să le aranjez și nu găsam timp când trebuie să plec. Uite, acum este timpul cel mai potrivit. Sunt liberă, independentă și plină de viață, de ambiții să pornesc pe un alt drum. Victoria, ești fericită acum? Da. Ce te face fericită? Tot, copilul meu, ochii tăi, emisiunile astea frumoase, oamenii care mă, îmi scriu atâtea mesaje frumoase, tot mă face, fiecare zi, că este Dumnezeu și mă iubește. Ce înseamnă pentru tine un om cu demnitate? Un om care este citit, un om care este cult, un om care își iubește țara, neamul, care nu trădează și care, indiferent cum nu s-a schimbat politicul, el rămâne cu verticalitate. Cândva un fost președinte al Republicii Moldova a spus că n-avem ceva. Nu știu ce nu avem, dar ar fi bine să avem. Și vreau să te întreb: Ce n-avem noi, moldovenii, dar ar fi bine să avem? Curaj nu avem și nu suntem atât de prietenoși. Noi suntem buni la mese rotunde, la băut și mâncat, iar când e vorba de ceva, ne ascundem prin fiecare prin gaura lui și ne este frică. Ce o să zică lumea? Uite asta, ne trebuie curaj, curaj, voință și un pic de dragoste față de această Moldovă. Ce înseamnă pentru tine acasă? Acasă este acum, evident că este amintirea pâinii de pe masă, este mama mea, sunt cântecele pe care m-am învățat, e acel leagăn care mi l-a cântat, e copilul meu care a copilărit pe acolo unde am mers și eu, e cușma lui Guguță din satul Grinăuț, e, e Reutul. sunt amintirile mele și acasă, indiferent unde nu voi merge, voi reveni în satul meu Grinăuț, pentru că acolo e cea mai scumpă amintire, urmântul părinților. Ce mesaj ai tu pentru artiștii care cântă pentru politicieni și partide politice? Vreau să-i rog din suflet să nu uite că viața noastră o trăiești doar o singură dată și că ceea ce faceți voi acum vă rămâne peste sute de ani în amintirea poporului nostru, publicului pentru care lucrați voi, pentru care cântați. Cei ce veți cânta voi acum și ce melodii veți cânta, poate le vor cânta și alții peste sute de ani. Sunt unii care nu vor rămâne în Arhiva și memoria oamenilor. Aveți grijă pentru cine. Vă vindeți. Și de ce vă vindeți? Și nu uitați că noi suntem vocea poporului. Ei ne-au ales, ei ne aplaudă și ei ne plătesc. Mult mesaj. Și, Victoria, ce contează cu adevărat în viață? Să rămâi om, să fii corect, să ai demnitate, să nu-ți fie frică să spui în față, să nu vorbești pe la spate. Prieteni, dacă ați privit acest interviu până la final, înseamnă că vă place ce fac eu, așa că abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta un video nou. Mulțumesc!